Scander care exprimă bucuria echipei câștigătoare pentru performanța obținută. Am bucuria de a-l intervieva în momentul de față pe un alt fost elev de-al meu, ca și Radu Simionescu, Răzvan Dincuță, nimeni altul decât președintele Ligii de Minifotbal Prahova, pe care mai întâi vreau să-l felicit pentru buna desfășurare a competiției pe care a asigurat-o în tot acest an competițional. Felicitări, Răzvan! Care ar fi primele tale impresii acum, când ultimul fruier deja s-a consumat și s-a efectuat și festivitatea de premiere? Bună seara, domn profesor! Este o plăcere pentru mine să vă întâlnesc după 30 de ani. Așa cum a specificat și dumneavoastră, mi-a fost profesor și mi-aduc aminte cu nostalgie de acei ani. În ceea ce privește Liga de Minifotbal, practic astăzi se încheie un nou sezon Ligii, un an competițional în care au fost angrenate 24 de echipe, 12 echipe la Liga A și 12 la Liga B. Țin să le felicit pe toate pentru determinarea și pentru fair play-ul de care au dat dovadă. Aș vrea să felicit în același timp echipele fruntașe care ne vor onora cu prezența la turneele naționale. Pe 1-3 iulie la Iași se vor prezenta Petrolul 95, campioana Ligii Mini Fotbal, și Galaxy MFFD Ploiești, ocupanta locului 2, iar în perioada 8-10 iunie la Sibiu se va ține Cupa României, iar reprezentantele noastre vor fi MFC Ploiești, câștigătoarea Cupei Prahova, și revelația campionatului Atletico Râlfov. Spuneți! Te încumeți să dai niște pronosticuri vis-a-vis de prestația pe care echipele deja menționate le vor avea la cele două competiții, campionatul național respectiv Cupa României? Nu pot să dau pronosticuri, dar vă pot spune că în fiecare an ne-au reprezentat cu succes în competițiile naționale și așteptăm și anul acesta să ocupe locul fruntașe. Viitoarea ediție a Ligii Mini Fotbal când va începe și cam cum crezi că se va desfășura? Viitoarea ediție va începe la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie. Așteptăm în număr cât mai mare echipe. În același timp doresc să mulțumesc, pentru că nu vreau să uit acest lucru, partenerilor noștri, aici mă refer la AMA Fortuna Sport, care este o firmă de echipament sportiv, Toyota Ploiești, și nu în ultimul rând, colegului meu și bineînțeles și elevului dumneavoastră, Bone Mihai, nu știu dacă vă mai aduceți aminte de el, care este patronul firmei Freestar, cel care a spus prezent la începutul proiectului nostru în mini fotbal. Mulțumesc frumos, domnul profesor. Cu mare drag, felicitări încă o dată pentru buna organizare a competiției și, desigur, mult succes atât echipelor noastre în competițiile la care vor participa în curând, cât și Ligii de Mini Fotbal Prahova. Mulțumesc.